Ceea ce o să vedeți în minutele următoare este așa, exact, breathtaking. E fantastic cum arată. Stați că abia am început să vedeți camera noastră. Așa o casă vreau în Bali. Wow. Cireașa de pe tort, avem saună. Absolut fantastic cum arată. Este exact genul de căbănuță, cum ne place nouă. Bine ați venit în tronul regesc. Vă povestesc ce se întâmplă în Bali. Nu vă vine să credeți, ziceți că Bali o duce rău. Eu dau un butoi. Deci mâine vă dăm și vouă să gustați vizual. Unde pleci? Nu știu. Nu mai poate. Nu știu. Crede-mă că nu știu unde plec. În junglă deocamdată. Aici în junglă plecăm deocamdată. Stau să închidă Dragoș poarta. Și avem o veste bună pentru voi. Nu, nu vom fi părinți. Ce urât s-a uitat. Mergem din nou. Agenții imobiliari ce suntem. De data asta facem un schimb de case pe bune. O să și locuim într-o vilă. Tot Eugen ne-a facilitat această escapadă, să zic eu. O să mergem în zona Umalas. Este o zonă mai de fiți, așa, nu? În sud, așa, undeva, unde exact e viața de... E viața cu fiță, acolo, de Bali. Și pe plajă, să facem niște video pe la... Că sunt multe restaurante pe plajă de-astea faimoase. L-am lăsat cu toate bagajele, săracul. Nu mai lungim discuția, ne vedem exact acolo, imediat după, să zic, tot check-in, nu tot check-in ăla. După drum, că avem o oră până acolo, haide! Hai, plecăm! Pentru cei noi pe canal, vă mulțumim că v-ați alăturat grupului aventurierilor de Bali. Ne găsiți și pe Instagram, pe Chris Dragoș, vă pune link aici, nu uitați să ne dați un follow și acolo. Că acolo o să vedeți cam în timp real, când apucăm să mai facem și story-uri, dar poze vin de la toate locațiile, o să filmăm. Haideți! Haideți! Nu dă! Scuterașul nostru este teafăr și nevătămat! Și dragilor, ca să știți, pentru prima dată în 2 ani și jumătate, chiar dacă unii dintre voi ziceți că noi suntem tot timpul în vacanță aici, viața e o vacanță, dar putem spune că acum suntem... Plecăm în vacanță în Bali. Să treacă scuterul. Dar putem spune că acum suntem într-un mini concediu, să zic așa. Luăm și noi concediu, 2 ani jumate, ne luăm primul concediu. Ne luăm primul concediu în 2 ani și jumătate în Bali. Evident, unde altundeva, acasă. Ia uite-l pal meu ce încarcă ciupercuța. Hai, cât avem, o oră avem mers, nu? Haide. Da, ne-am teleportat, nu chiar, am venit cu scuterul, am ajuns, suntem teferi, nevătămați și schimbați de vestimentația de drum. Dragilor, am ajuns în grădina Edenului și când zic asta vorbesc foarte serios. Suntem într-un loc absolut superb, Villa Zealandia, este vila lui Steven și a Cristinei. Oameni buni, am rămas șocați, ne-am uitat întâi înainte, că nu puteam să intrăm să filmăm de la început. Ne-am uitat înainte, suntem șocați, e absolut fantastică ce-au construit ăștia aici. Ceea ce o să vedeți în minutele următoare și nu uitați să dați subscribe dacă încă nu v-ați abonat, este așa, exact, breathtaking, îți taie respirația. Haideți să vedeți, nu ne-a plăcut la nebunie. Este un loc unic în Bali, vă zicem de pe acum, hai să vedeți. Pe aici e intrarea, asta e mașina lor, nu mai filmez că văd că stai aici de mult. La intrare avem, uitați-vă, covorul roșu. Peste tot sunt pietre din astea, cu lac peste tot și cu peștișori. Deci sunt peștișori peste tot. Aici cum intri, ăla este un birou. Da? E plin de verdeață. Deci este plin de verdeață peste tot. E fantastic cum arată. Zici că s-a lins în țara minunilor. Mamă, da. Așa, acum, imediat cum intrăm, e o zonă, zic eu, nu de recepție, un de fel lounge. De lounge, da, nu e recepție aici, nu e recepție, că e și o casă. Și să aprim luminile,
ca să vedeți cât de în detaliu este construcția acoperișului și tot ce înseamnă lemn. Tot e făcut în lemn aici, dar e incredibil. Deci acoperișul ăsta, dacă îl vedeți, să vi-l adătăm ca lumea, e adus din, de pe Java. Stai că nu știu de unde s-a fi lumile. Mamă, dar e mare chestia asta, uitați-vă aici. Detalii, o să luăm fiecare în parte, nu știu cum să-l filmăm cumva asta. Atât de multe detalii că nici nu știu de unde să încep. Uite-le acolo. Le vezi? Aha. În capăt. Deci este fantastic ce e aici. Hai să aprindem mine că nici nu le-am aprins. Aprinde-le pe toate. Nu se poate, fii atent. Aia e electrică. Mama, au din alea cât de mișto sunt. Acum le-am văzut și pe alea. Wow, de asta nu știu ce nu s-a aprins asta de sus de aici. E unbelievable. Check the lights. From here, no? Mamă. Wow, da. Uitați ce e aici. Bă, câtă lumină. E incredibil. Deci noaptea trebuie să se diseară. Yes. I pull down the curtain a little bit. Oh, okay. Yeah, sure. You can... No, it's okay. It's okay like this, yeah. El e Steven, vă facem cunoștință după aceea. Bun, deci, în mare, începem de la acest detaliu cu mine în decor. Vreau să vă spun că nu este nici o secundă de când am intrat aici, n-am zis că e kitsch. Este foarte, foarte relaxant, pentru că e foarte multă natură, foarte mult lemn. Efectiv, da. Nu, și căsuțele, o să vedeți, care mai multe căsuțe, nu este o casă. Sunt construite, cred că, în proporții de 80% din lemn. Dacă nu mai bine, de 80% din lemn. Da, e foarte mișto. Deci, cum intrăm în acest lobby, lounge? Ce faină! Uitați-vă luminile! Stați un pic să vedeți luminile astea cum sunt făcute și asta seara. Deci va fi o nebunie de seara să filmăm aici. Hai, zi mai departe. Cred că nu ne ajunge o zi aici. Trebuie să mai bucăim una. Da, avem aici o zonă de relaxare, de băut ceai. Fai, cât de faină chestia asta. Asta e de țin în picioare. Fai, cât de mișto. E super. Așa. E absolut super. Iar astea sunt specifice în Bali, am văzut doar. Am impresia că este și un loc unde să meditezi, să te relaxezi, să citești o carte și ce mai vrei tu. E super, super chestia. Bineînțeles, acolo. Bineînțeles, dacă nu-ți ajunge zona asta de relaxare, mai e aici. O zonă de relaxare foarte frumoasă. Deci e genial. Și aici avem atlasul lumii. Masa asta e superbă cum e făcută. Fiecare detaliu, uitați-vă în spate oglinda și o să vă duc aproape să vedeți detaliile în jurul oglinzii. Masa asta fain de tot aici. Deci aici este bucătăria. Stai un pic că m-a dat pe spate și bucătăria. Cât de faină. Wow, de capul meu. Cât de superb. Asta e un dulap pentru bucătărie, da, cu... de toate. Hai să vă arăt întâi. Hai să arătăm oglinda. Nici nu știu ce să încep, credeți-mă, scuze, dar niciodată n-am rămas atât de... N-am văzut niciodată, n-am văzut nicăieri în Bali așa ceva. Ce îmi place. E pe gustul nostru. Aici e toată chestia, de-aia vă spun. Este combinația de modern cu rural și cu tradițional în același timp, fără să pară kitsch, repet, este foarte important. Și e super, uitați cum s-a făcut stâlpii toți au modele așa. Ce... ce v-am spus cu oglinda, cât de fain e făcut-o. Și aici e o zonă verde. Deci absolut superb. Dar și multă, multă verdeață, dar v-am spus, e foarte multă verdeață peste tot. Și stați că abia am început să vedeți camera noastră. Nucile de cocos, ia uite, stau pe jos acolo, așteaptă. Apropo, banane sunt în copac, cad în fiecare zi, luați-vă de aici, de la început, luați-vă de tot, că avem o grămadă de banane, n-avem ce să facem cu ele. Ia uite, le stau pe aici. Bine. Dacă se construiește mult în următoarea perioadă aici, o să le strice view un pic. O să vă explic după aceea toată chestia. Dă-te un pic că am rămas șocat, nu știu dacă l-ai văzut. Uite ce aragaz, cuptor de fapt. N-am mai văzut până acum în Bali. Wow! Bine, am mai văzut cuptor. Mamă, nu, atât de mare n-am mai văzut, bine, decât la restaurant. N-am adică place aici, e o plăcere să speli vasele, ia uite. Super, e super și acum încă e cules orezul, ce v-am spus. Și uite, bucata asta e aici, e mișto în față, l-au plantat deja. În partea cealaltă mai durează, nu știu, o săptămână, două până plantează, dar gândiți-vă toată priveliștea asta verde. Așa, aici wow. Un frigider gigant. Apă să bem cât vrem. Da.
unde sunt aici în spate. Da, se deu uscat rufe. Hai înapoi. Așa o casă vreau în Bali. Wow, deci... Haideți să mergem la partea de natură mai mult, că nu că n-am fi fost în natură. Și lumini, hai stinge luminile acum să nu lăsăm aprinse, că de seară, o să facem și de seară, să vedeți seara cum e, că e superb. Deci sunt convins că luminile astea vor arăta absolut genial. Nu a rămas uriașă, da. Deci să iei prânzul cu prietenii. Ok. Asta e curtea în interior. Se pare de departe. Ăla e dormitorul lor. Piscină. Lacul cu pești în jur. Ăla este... Stai o secundă să termin ca să le arăt așa în mare. Ăla este un fel de birou. Cămăruța noastră e aia în spate acolo, cu o șala deasupra. N-am ajuns nici noi, acolo e prima dată că mergem cu voi acolo deasupra, să vedem cum arată de deasupra. Cireașa de pe tort, avem saună. Da, uitați aici acum. Peste tot, asta v-am spus, sunt trepte, sunt niște pietre uriașe. Deci e absolut fantastic cum arată. Așa se trece dintr-o parte în alte, uitați. Deci e extraordinar. Și ceea ce contează este acest view, această priveliște. Și mai de mult, la toate birou. Pietrele astea sunt calde. Când treci pe ele, arată superb. Bineînțeles, nelipsitele detalii în lemn. Da, a fost o muncă, bănesc că a fost o muncă să facă toată chestia asta. Da. Și dacă nu ne urmăriți pe Instagram, pe Chris Dragoș, dați un follow acolo. Urmează niște poze bestiale de aici, vă zicem noi garantat. Iar aici este biroul lui Steven. Uitați aici ce birou e. Uitați-vă tavanul, cum arată. Wow! Uitați ce birou uriaș are. Uitați. Are și bodyguard. Deci este absolut superb. E absolut superb. Cum e aici? Wow! Hai să ne ducem să arătăm camera noastră. Thank you, Steven. Ok. Aici e un lac lângă piscină. Și bine ați venit în căsuța noastră. Haideți să vă arătăm. Nu știu cum să numesc, e un fel de căsuță până la urmă. Exact genul de căbănuță, cum ne place nouă, e totul rural, e totul tradițional, e totul cu bun gust, miroase extraordinar de bine înăuntru și ce să vă mai zic, haideți să vedeți detaliile. Acesta e patul, toți pereții sunt din lemn și lemn bănesc că e tratat cu ceva, dar nu lac, evident. Doar acoperișul văd că este din beton. Da, acoperișul e făcut. Bine, structura este făcută din beton. Avem aici un televizor imens, la care nu știu la ce îmi folosește, cam afară televizor. Geamurile astea sunt geniale. Ia uitați. Bineînțeles că o să avem animăluțe în casă la noapte, dar nu avem nicio treabă cu asta. Suntem obișnuiți cu ele. Da. Nu are dulap aici, dar are dulap în baie și o să vedeți baia exact ce trebuie. Bine, practic e comoda asta cu sertare în care îți poți pune o grămadă de lucruri. Și aici jos bănesc că e spațiu, exact. Și aici e baia, în partea aia e baia. Haide! Bine ați venit în baia tronul regesc, în baia regească. Nici nu știu în ce parte să filmez prima dată. Da, aia mă gândesc și eu, că nu știu cum să le iau. Partea dată mai interesantă, hai filmează în stânga. Este afară, aici avem geam. Sticlă. Și sticlă, nu plouă aici, e ok în spațiul ăsta, unde este... Vai, cât de frumos e asta. Aici avem prosoapele, în stânga este aici toaleta. Este toaleta. Aici nu te plouă. E acoperit. Iar
aici e lapis de rezistență. Uitați-vă la chiuvetă cum arată. Vino mai aproape. Deci să vedeți chiuveta asta cum arată. Poate e un acvariu. Ce detalii fantastice. Uitați-vă la asta de apă, cum e robinetul de apă. Mamă, de ce e? Și dușul? Și dușul, mă, când am intrat prima dată, pe duș mi-au căzut ochii. Ia uitați. Și nu e duș, ține că dușul e pară de duș. Nu, e suportul ăsta, e absolut fantastic. Terminat. Dacă vrem, putem să ieșim și din baia noastră, să vă ducem la locul de yoga. Mergem pe aici? Nu, luăm pe camera, arată mai bine. Pe aici se poate urca pe scară sus. Mergem sus acum, că nu poți să urci pe scară jos, dar în fine, în Bali se poate orice. Dar o luăm din nou prin casă, că arată mult prea bine. Nu știu, mi-a plăcut cămăruța asta. E fantastică. Haideți să vedem cum se vede de sus, că acolo n-am ajuns nici noi. Și asta e în premieră cu voi odată. Să vedem cum se vede sus, de sus, de fapt. Exact. Dacă vine cineva de deasupra și stă aici, poate să vadă la noi în baie. Haideți să vedem de aici cum se vede. Bananierul ăsta plin de banane. Piscina. V-am spus că în rest e o piscină uriașă, dar e pentru pești. Pentru oameni e doar bucățica mică de acolo. Ăsta e mai cu minte, s-a obișnuit celălalt, e mai fricos încă. Mai luăm vreo doi acasă? Lasă că ai noștri ăștia-s mici. Ia uite, ăștia-s mici de tot, o să facă mari și ăștia, nu știu, s-au făcut deja mari de tot. Hai să vedem sauna. Deci asta e sauna aici, și-au făcut sauna, deci în Bali, sincer un lucru, nu știu de ce să-ți faci sauna, că e sauna în aer liber în Bali. Dar în fine. Aprinde. Să vedem. Ah, deci este... Oricum nu se... ba da, un pic de lumină. Wow. Deci aici e mor, e cald. Și ăsta e de... cu cărbun. De încinsă pe apă. Wow. Bine, el este din Noua Zeelandă. Și bănuiesc că de-aia și-au făcut sauna. Și pornă ieși afară. Și ai duș aici, imediat. Wow. Deci e incredibil, incredibil cum arată. Hai la piscină. Și piscina, care e bună așa de bălăceală, nu de notat? Nu e mare, nu merge de notat, e mică, dar e frumoasă, e foarte frumoasă făcută. Și să vă mai povestesc altceva acum.
că am stat un pic de vorbă cu ei la început. Ați văzut că e orez aici. Hai să vă povestesc ce se întâmplă în Bali. Nu vă vine să credeți, ziceți că Bali o duce rău. Aici este orez. Încă este un spațiu destul de mare cu orez. Însă, începând de acolo, toate casele astea, dacă le vedeți, deci tot ce este pe aici, toate alea de acolo, plus astea de aici, de fapt, sunt vile, dacă vă uitați. Să vă dau și mai aproape. Vi le mai arăt încă o dată. Ia uitați. Deci toate astea, tot ce vedeți aici, este construit în ultimul an de zile. Deci toate astea s-au construit în ultimul an de zile. Nu era nimic. Ei au construit acum un an jumate căsuța asta. Și au spus că când au început era gol, nu exista nimic pe aici. Absolut nimic, era câmp ca pe aici. Cel mai apropiat punct era, dacă vedeți, departe acoperișul ăla. Ăla de acolo era cel mai apropiat, cea mai apropiată clădire. În rest, tot ce vedeți e construit în ultimul an de zile. Tot ce e pe aici. Și clar, încă într-un an de zile, nici orezul ăsta nu va mai fi aici, orezăria asta. Și bineînțeles, nu v-am spus, am rămas și noi șocați de cum arată toată chestia asta. Cum am ajuns aici? Cum am ajuns aici? Tot datorită lui Eugen, cel care ne-a recomandat casa din Lovina, dacă țineți minte, aceia canadieni. Dacă nu, vă punem aici să vă duceți să vă uitați și la vlogul ăla. Vlogul cu Lovina, dar asta aici este absolut genială. Marea pe spate. Și ceea ce vă recomandăm, în primul rând, este o idee foarte bună, treaba asta cu schimb de case. Gata. Hai că tot mai lăsă cățelul, n-avem ce să-i facem. Deci nu este un Airbnb asta, numai în felul ăsta se face acest schimb. Datorită, vă repetăm, datorită lui Eugen suntem aici, pentru că el are o casă în Italia și a pus acea casă la dispoziție în acest sistem și are varianta să vină, nu poate să vină în Bali și n-ai mergeți voi, în felul ăsta o văd și eu prin ochii voștri și în același timp o vedeți și voi. Așa că dați un like pentru Eugen, pentru că datorită lui vedeți toate aceste lucruri. Și cu ocazia asta o salutăm și pe soția lui Eugen, care a devenit urmăritoarea noastră de când vizităm, vânăm case din astea propuse de Eugen. Și vrem să vă spunem că nu este a doua, și nu este nici ultima, mai avem un plan câteva și mai avem câteva filmate pentru voi. Gata, mă pregătesc să inaugurez dușul ăsta super, mega, exotic, tribal, cum vreți voi să-l numiți. O să uite tantia asta un pic la mine sau nenea sau ce-o fi, dar mă bucur de aer, de atmosferă. Bineînțeles că ne-a adus și apă. Tu ai fost la baie, n-ai văzut. Wow, e fain de tot. Sweet purple potato. Potatoes? Yeah, sweet potato, but the purple one. Cartof dulci, mov. Mov, îmi poate părba, ia. Deci ne dăs față aici. Yes, yeah. We know it. I like to mix that like but that. But this is better because it's not so oily. No. Yeah. you don't put oil. No, we have put oil, but olive oil. Because my man is vegan, they don't want to any, you know, it's very, you know. Wow, it's amazing. Yeah. Wow.
Now I know why Steven chose you. Good cooker. Yes, o banana. Yes, thank you so much. Stați că aici Cristina a zis că ne arată și o rețetă tradițională. It's traditional Balinese or Indonesian? Indonesian means like Hari Raya Idul Fitri. Da, v-a spus că este Ramadanul aici, în Bali, it's Ramadan. Și face acum un preparat, se numește bungus. E un mix dintre nucă de cocos și culmea, orez, și culmea aceste frunze de banan sau de palmier, nu știu de ce sunt de banan. This is banana leaves or... Coconut leaves. Coconut leaves, da. Deci cu... nu credeam că se folosesc... frunzele astea de coconut la mâncare, că sunt comestibile, dar e interesant și interesant răzătoare are. După cum vedeți, pentru cocos, zici că este un... zici că e un tocător, dar de fapt are niște zimți care sunt speciali creați să radă nuca de cocos exact cât trebuie. Și uitați, asta e nuca de cocos, cum o știți voi în magazin în România, cum o găsiți în pungi. And what you put inside rice? I put here the, you know what they call the sticky rice? Have you been like in Thailand? Like yes, sticky rice, yes. This one is the rice. Uh-huh. And then after they're going to mix together with the coconut. You boil this? Or it's boiled? No, it's not boiled. No, boiled. I will boil with this together for like 3 hours later. Ah, deci să vă zic eu, orezul o să-l fiarbă cu frunzele și cu nuca de cocos rasă. And then we'll boil it for like 3 hours. Wow! And then we'll... Wow, and how long it takes to be ready to eat? Well, tomorrow. Tomorrow. Deci mâine, dacă mai apucăm să vedeți ce iese din acest bungus, vă dăm și vouă să gustați vizual. Yeah, yeah. So you like New Zealand? Yeah. Stați că n-am prins faza, că a pus orezul deja și a amestecat cu nuca de cocos rasă. Au făcut un fel de cuibuleț unde bag orezul cu nuca de cocos și până mâine e sticky rice. It's called sticky rice. And you put also sugar, no? No. Little when they're cooking and then you want to put some sugar, it's up to you. You want to put honey or anything else. It's just wow, look nice. Ah, și o leagă, like fii atent, o leagă. Mamă, it's a lot of work, actually. Trebuie strânsă, ia uite. Vă încurajăm să încercați asta acasă, dar trebuie să aveți ingredientele. Mamă, ce am fășurat-o pe acolo, n-am înțeles nimic, dar cred că are o semnificație. Ce partea mișto este că totul se face cu de-astea naturale, deci frunze și le leagă tot cu din de-asta uscat, din bambus uscat, ca să le lege. Zici că presez cafeaua dimineața când o prepar. Ce mișto arată. Yes. Too much. No? We start again, okay? Okay, we start again. Okay, we do it together. Yes. Okay. So another one? See, I have another one. This came from a little bit up. Okay, open this leaf. Okay, and then you do. Ah. Together. Like that. See? You cannot see the hole. The hole. Like boat. Yeah. See? You can see above. You have no hole? No hole. No. No. Okay. Okay. Perfect. Then you put the rice. I have a hole. Just a second.
se scufundă barca. Mai, vreau niște puie ca să barca. Mănec, salvați-mă. Ok, I think it's better. No? You have to hold this one. Yeah. Mai trebuie să mai hai. Mai trebuie două mâini. Oh. And how, what I do with this finger? Because I need to keep you hold like this thing. Ah. Yes. Correct. Nu okay. Respirați, vă rog. Don't breathe. And do this. Put a little bit more. Mai pune încă. It's leaking. Okay. Okay, all right. And then you cover like this. No. Chineză. Be careful, I very, sometimes they very sharp. Și acum ne trebuie mușchi. Ah. Cine vinde să-mi dea și mie. Da, vezi că trebuie să-i faci un nod dacă mai ajungi acolo. I need to make here to... Like this. L-ai făcut prea, yes, prea muscle. Ai un muscle. E cu muscle here. Trebuie să-l faci mai... Ok, you put like this? Here? Oh, no, it's leaking. It's ok, you can try again. You can try again. You can try again. No. No. Nu merge. Timpul mâine îl mănânc așa, mi-e place. Now it's staying like this. Thing is to, ah, to, yeah. And then you make it hard like this. Okay, keep going. Vreau să nu spui și degetele pe acolo. Da, mă, e ca și cum ai împleti ceva. I get the point. No, this one, no, it's dangerous, it's very... The expert here knows better than me. It's okay, you want to learn? Okay, and then again, you can make four, you also can make three, no enough? Okay. Yeah! V-am zis eu că se vede superb seara. Deja a început să întunece. Mi-am tras un pui de somn. Am tras un pui de somn că am fost rupți. Și imediat ne apucăm să facem live, dar până atunci vă mai arăt curtea. Da, uitați. Da, a început să se întunece. E un pic înorat în partea aia, dar înspre plajă, uitați acolo în partea stângă, deja e roz, roșu, toate culorile. Dar e frumos, okay. Foarte frumos. Yes. Yeah? Yes. Okay. And Cristina still preparing the sticky rice here, the bungus. And then when you finish, you boil, no? Oh, okay. Right. I think I had less, but I don't have much this. V-am promis că vă arătăm luminile de aici. E foarte frumos deja seara. Ia uita și curtea toată luminată. Vreau să mă mișc mai puțin să nu-mi sară frame-urile. A fost foarte bun somnul ăsta de după amiază. Ia uita ce frumos arată. Parcă ești în grădina Edenului. Efectiv, nu știu, e acea idee de grădina Edenului. E un muzeu în aer liber. E foarte frumos aranjat. Nu e deloc sufocant. Din contră, totul e deschis. Open space aici. Adică... Nu, n-avem niciun cuvânt de reproșat. Foarte curat. 10 din 10. Ziceți și voi cum se vede lumina asta și cu lemnul.
când vezi așa ceva, sincer, nu-ți mai trebuie niciun perete, nu te mai gândești la ziduri, la tot ce e mort. Din punctul nostru de vedere acum, na, fiecare vede cum îi place orice aspect în privința locuinței, dar ceea ce vă recomandăm noi e să căutați tot timpul să vă blenduiți cu natura, pentru că suntem una, toți. E fain, e foarte frumos. O să vă arăt și în cuiatul. Aveți că sus la mâncuiat. Baia. Ai aprins toată lumina în baie? Aprindem și acum. Poate să vede și în baie cât de fain se vede noaptea. Dar unde se vede? Păi aici, după ăsta, după colț e atât. E afară adevărat. Bă, uitați cât de fain se vede. Bun, deci nu seamănă baie deloc. Nu, și faptul că e deschisă, dar totuși acoperită aici să nu plouă. Da, e fain. Doar dușul e. Când faci duș, practic facem ploaie duș. Știți că v-am zis eu mai devreme că după ce am dat mâncare peștilor, că mergem să căutăm să mâncăm noi, ne-a luat un somn de am picat lați, dar acum mergem să căutăm mâncare și veniți și voi cu noi. Și pe urmă, la somn iar, că e prea frumos aici. Super, foarte fain. Ce absolut super. Tocmai a scos, n-a fost pe fază, de fapt eram în live. Cei care ați fost în live, l-ați văzut, a scos orezul ăla care l-a făcut Cristina aici, a stat. Cristina l-a făcut, Cristina a făcut și ea o prostie din aia, o chestie asta, chiar să facă. He said da. that I make this. Da. Tocmai l-a scos, este făcut în frunze de cocos și legate tot cu... Legate cu frunze de bambus. Da, din bambus sunt legat, deci totul este natural ce e acolo. Și a stat 3 ore la fiert și mâine deja se poate mânca. Și gata, până e gata ceiuțul, v-am promis un 360 cu acest living superb. Și vă dorim noapte bună. Și vă îmbrățișăm cu tot dragul și vă îmbrățișează și căței. Și nu uitați să visați mare și mai mare decât acel mare. Am zis că ne culcăm, dar se pare că nu reușim treaba asta. Ne-au făcut un ceai. Și am zis că mai stăm acum să bem un ceai, că chiar pică bine. Gata, dragilor, ne-am îmbăiat, ne-am dușat și mergem acum să ne uităm la ceva la televizor. Ah, Dragoș a pus vlogul. Ce zi, drăguț! Mamă, da, se vede super bine. Da, aici e când nu e nimeni cazat, e cinema. Acest pat îl fac canapea și aici e sală de cinema pentru ei, se uită la filme, la vloguri, acum că le-am zis și de canalul nostru.